Pe 15 octombrie, iubitorii de teatru sunt invitați la Slatina la spectacolul O noapte furtunoasă în regia lui Alexandru Naghi. Aurelian Temișan, Ovidiu Cuncea, Adrian Nartea, Monica Davidescu, Monica Odagiu, Cosmin Vijeu și Radu Ștefan Bănică sunt actorii care joacă în această comedie plină de surprize și râsete. Vom juca la Casa de Cultură a Sindicatelor. Și eu sper să fie cât mai mulți prieteni din Slatina, mai ales că de-a lungul timpului am ajuns la Slatina la diverse evenimente, am ajuns să prezint diverse evenimente și să îi premiez în calitatea mea de prezentator pe cei care au făcut lucruri minunate pentru orașul Slatina. Deși dialogul rămâne fidel textului original al lui, caragiale, acțiunea este transpusă într-un context modern și proaspăt, plin de tensiune și intrigă, amintind de Birmingham-ul anilor 1920. Va fi o seară extraordinară pentru că spectacolul este o comedie extraordinar. Vă pup, ne vedem pe 15 octombrie. Spectacolul are loc la Casa de Cultură a Sindicatelor la ora 19:30. Biletele se pot cumpăra de la Casa de Bilete și pe platformele iabilet.ro și ticketstore.ro.